De peste 20 de ani, zeloanii stau la colț pentru a se aproviziona cu apă potabilă atât vara cât și iarna. Acest lucru nu i-a sensibilizat în toți acești ani pe cei care ar fi putut face ceva pentru cetățenii acestui oraș. Gustul și mirosul puternic de clor, mâlul, culoarea maronie apei de la robinet, îi determină pe zeloani să stea ore la rând la apă. Vara oamenii sunt nevoiți să îndure canicula și iarna gerul. Pe de altă parte, autoritățile susțin că apa ce curge la robinete este potabilă și că nu pune în pericol sănătatea oamenilor. Purtător de cuvânt, Mihai Cheșeli susține că apa de la robinet se încadrează în parametrii normali, iar apa de la fântâni conține o cantitate mai mare de amoniac. Conform celor relatate de Manuela Ghiruțan, purtătorul de cuvânt al primăriei, în zona fântânilor arteziene din municipiul Zalău se efectuează zilnic lucrări de întreținere și curățenie. Însă nu am primit niciun răspuns că fântânile ar putea fi reabilitate. Oamenii așteaptă în continuare aducțiunea apei din sursa Gilău, județul Cluj. Este potabilă apa care curge la robinetele zeloanilor? Monitorizarea calității apei potabile de rețea se realizează de către compania de apă Someș S.A. filiala Zalău, care este producătorul și distribuitorul în același timp. De altă parte, în baza contractului de audit, Direcția de Sănătate Publică Sălaj realizează o supraveghere și un control al monitorizării calității apei potabile furnizată la rețea. Conform buletinelor de analiză emise de către laboratorul DSP Sălaj, apa se încadrează în parametrii de potabilitate prevăzuți de lege. Dar apa de la fântânile arteziene? În ceea ce privește apa din fântânile arteziene situate pe raza municipiului Zalău, există o problemă. Problema este la amoniac, care are o concentrație depășită față de limitele normale, cu excepția celor două izvoare de pe Meseș, de la parcare și dinspre Trăznea. În rest, toate fântânile arteziene din Zalău au concentrația de amoniac depășită. Amoniacul provine din structura solului, deci nu este o poluare organică. Fântânile sunt de mare adâncime, 150-200 de metri. De altfel, și monitorizarea acestor fântâni se face, calitatea apei din aceste fântâni se face bianual, primăvara și toamna, întrucât parametrii rămân relativ constanți. Nu dăunează sănătății o cantitate prea mare de amoniac? Dacă ne referim strict la fântânile din Zalău, unde cantitatea într-adevăr e depășită, acum prea mare e o chestiune relativă. Studiile internaționale au demonstrat că pe termen lung s-ar putea să afecteze sănătatea populației, pe termen scurt și mediu nu. Există vreo posibilitate să scadă concentrația de amoniac? Da, ar fi. Flaconul sau, mă rog, recipientul în care am luat apa de la fântână să rămână deschis o perioadă pentru a se evapora amoniacul.